Biblia vorbește despre Anticrist ca despre o figură misterioasă și malefică care va apărea în timpul sfârșitului viacului. Acest subiect a stârnit multe speculații și interpretări de-a lungul istoriei. Să explorăm ce spune de fapt Biblia despre Anticrist 1. Identitatea Anticristului, Apocalipsa 13.1.3, descrie o fiară care se ridică din mare, având zece coarne și 7 capete. Aceasta este adesea asociată cu anticrist. Faptul că va fi distrus prin foc este menționat în Apocalipsa 19:20. A doua epistola lui Pavel către tesaloniceni îl numește pe anticrist omul fără de legii. Apocalipsa 11, 7, 20 îl descrie ca care vine din adânc, 2. Originea și semnul misterios. Apocalipsa ora 13 și 17 minute. 18 menționează numărul sau numele fiarei, 666, ca un număr de om. Acest lucru sugerează că Anticristul este o entitate umană, nu demonică sau spirituală. 3. Speculații și interpretări, de-a lungul istoriei, au existat diverse teorii și speculații privind identitatea Anticristului. Acestea au inclus lideri politici, paci, figuri istorice și chiar evenimente contemporane. Este important să ne întoarcem mereu la scriptură și să privim la ea în mod biblic, evitând speculațiile bizare. În concluzie, Anticristul este o figură complexă și controversată, iar interpretările pot varia. Studiul atent al Bibliei și discernământul sunt esențiale pentru a înțelege acest subiect. Persoană cu mâinile împreunate.